Cum perioada de geruri extreme se prelungește, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț atrag din nou atenția angajatorilor cu privire la respectarea legislației în vigoare referitoare la protecția angajaților care lucrează în frig și obligativitatea de prevenire a îmbolnăvirilor. În perioadele cu temperaturi scăzute extreme, angajatorii au obligația de a respecta prevederile ordonanței de urgență numărul 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Astfel, în perioadele cu temperaturi scăzute, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a angajaților care lucrează în aer liber. Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 litru per persoană pe schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător. Asigurarea echipamentului individual de protecție adecvat. Angajatorii care nu pot asigura condițiile respective, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții salariaților, vor lua măsurile dispuse în ordonanța numărul 99/2000, și anume reducerea duratei zilei de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să asigure examenul medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi scăzute. Primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate. Trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoane cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi scăzute extreme. Pe durata întrerupei colective a lucrului, contractul individual de muncă are salariații se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime muncă. În situația în care angajatorii nu iau măsuri de prevenire, sunt pasibile de contravenții și sancționează cu amenzi de la 1.500 la 2.500 lei dacă faptele n-au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni. Angajatorii sunt obligați să asigure un program minimal de protecție a salariaților care lucrează în aer liber sau în locuri cu temperaturi scăzute. În toată această perioadă, inspectorii de muncă vor face controle pentru a se asigura că societățile respectă prevederile ordonanței 99 din 2000 privitoare la protecția angajaților. Angajatorii care nu respectă prevederile actelor normative în vigoare sunt pasibili de amenzi contravenționale în valoare de 1.500 până la 2.000 de lei și primesc termene de conformare.